mai pădurar Cliciu între prieteni, este unul dintre cei mai importanti cuptori pe care îi avem noi la ora asta în România. Nu discut acum și activitatea lui profesională, a fost profesor la Institutul Grigorescu din București, pentru doctorate și așa mai departe, vorbesc despre performanțele lui artistice, cu expoziții în toată lumea, din Japonia până în America. El este născut la Sagna, lângă Roman. Ăsta este motivul pentru care a optat să ofere municipiului Roman lucrările pe care le are în atelierul lui din București. Este vorba de lucrări, să le spunem, statui, obiecte artistice de mari dimensiuni, 4-5 metri, din metal, în total cu o valoare de vreo 20 de milioane de euro. Și nu este o evaluare făcută de artist, este o evaluare făcută de expert. Există documente în sensul ăsta. La toate expozițiile din străinătate unde au circulat aceste lucrări, au fost asigurate la transport și sumele de asigurare, suma tuturor sumelor de asigurare e de vreo 20 milioane de euro. Deci ceea ce ar trebui orașul Roman să ofere ca să poată să aibă în proprietate sau pe teritoriul lui acest muzeu păduraru, ar fi un teren. Sâmbătă la primărie, din inițiativa câtorva apropiați care ne curați pădurarul din Roman, din țară, și așa mai departe, a fost o ședință la primărie la care a participat domnul deputat Leoreanu, domnul deputat Pulai de la USR, și am discutat acolo posibilitățile pe care le are orașul ca să primească această donație, la urmă, că despre asta este vorba. Au fost luate în discuții câteva locații privind clădiri în care să fie amplasate aceste sculpturi, dar e mai greu de găsit așa ceva pentru că dimensiunea lor e impresionantă și nu prea văd, că n-am găsit o clădire în Roman care să aibă plafoanele la 4,5 metri, 5 pe de o parte, pe de altă parte să aibă lărgimea, încât să ai perspectivă când te uiți la statuie, să vezi la o distanță de 10 metri, de altfel dacă stai la picioarele ei, te uiți în sus sau treci pe lângă ea fără să vezi. Sigur că pot fi amplasate și în spațiu liber, nu în clădiri, mai degrabă așa. Pentru asta orașul ar trebui să găsească un teren. Un teren în care să fie, pe care să fie amplasate aceste lucrări. Și lângă ele un pavilion cu sculpturile, lucrările mici și cu alte săli pentru un fel de săli de activități, simpozioane, lansări de cărți și un mic atelier al sculptorului care